Deși rostim, fără ezitare, vector de cel puțin 40-50 de ani sau mai bine, abia ediția a treia a dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic stabilește această accentuare ca normă, vector, cu accent pe E. Ediția precedentă din 2005 prevedea variația liberă vector-vector. O aeronavă? O aeronavă a fost implicată într-un incident datorat funcționării defectuoase a trenului de aterizare. Care e greșeala? Ai observat o greșeală de limbă română la un post de televiziune? Trimite un mesaj pe adresa vorbeștecorectaron@tvr.ro în care să ne spui emisiunea, ziua, ora și greșeala. Nu vine și băiatul să vă ajute? Văd că lucrează la NASA. Rușinat. Lucrezi la NASA? Da. Vino încoace să te întreb. Nu? Hai, te rog, vino alături de noi, că am văzut că lucrezi la NASA. Când este următorul zbor în spațiu? Spune. Când zbori în spațiu? Că văd că ești de la NASA, nu? Ai un tricou frumos, să știi că și eu am unul, la fel. Ok. Te-am lăudat, deci nu te-am criticat, să știi. Ajută-o pe mama aici. Un incident datorat funcționării defectuoase. Defectuoase funcționări a trenului de aterizare. Nu avem cum să punem datorat, pentru că datorat e când avem ceva bun, aici este o problemă, da, și ar fi din cauza. Din cauza. Din nouă greșeală care se folosește în mod frecvent. Datorită și din cauza, da. Și datorat este din cauza. Din cauza. Aici este dezbaterea. Dacă avem din cauza atunci când e ceva negativ și datorat pentru ceva pozitiv. Dar nu este datorită, e datorat. Da. Și înseamnă că este corect. E corect datorat. Da. Dar să știi că aici de funcționării defectuoase a... Și aici... Trenului de aterizare. Funcționării defectuoase, stai așa, sunt într-un incident, datorat funcționării defectuoase și e a... Pentru că e bine. E bine aici, da. Da. Trenul de aterizare. Și aici e datorat sau... Această dezbatere o avem și noi împreună aici, cu colegii. Dacă datorat nu este același lucru cu... Cu datorită. Și dacă în această situație, datorat este totuși corect. Da. Opinia ta este... Înseamnă că este corect. Este corect. Da. Datorită, spunem atunci când... Datorită când este ceva bun, da. Adică se întâmplă ceva într-un scop bun, iar din cauza când se întâmplă ceva greșit. Ești de acord? Da. Din cauza, datorită și datorat. E corect folosit aici, datorat? Eu cred că da. Să urmărim explicația. Este bine cunoscută prescripția normativă privind utilizarea locuțiunii din cauza pentru a marca un eveniment negativ, au întârziat din cauza traficului, și prepozițiile datorită, grație, mulțumită pentru un eveniment pozitiv, a reușit datorită, grație, mulțumită eforturilor depuse. Este necesară însă o prepoziție care să marcheze și situația neutră, care nu presupune consecințe pozitive sau negative, ca de exemplu, apa a înghețat datorită sau din cauza gerului. Se pare că în limba actuală datorită tinde să fie utilizat pentru aceste situații neutre. Putem spune prin urmare, evenimentul se datorează. Să știți că un domn cu care am vorbit mai devreme a spus că la fel ca și mersul pe bicicletă sau ca condusul autoturismului, și limba română este la fel. Trebuie din când în când să mai exersez, să mai repet, pentru că e firesc. Eu vreau să vă ofer această carte pentru că ați participat la emisiunea noastră, pentru că v-ați oprit să stați de vorbă cu noi, pentru că vă pasă de limba română și pentru că urmăriți TVR. Mesaj pentru... Pentru cineva drag, pentru familie, pentru o prietenă, pentru, eu știu, pentru... Pentru toți cei care mă cunosc numai bine și să nu uite de limba română. Exact. Cred că ai dreptate, să urmărim și explicația. A fost deja? Da. A, da? Da, dar nu e în direct, nu e în direct. Nu, dar vroiam să fac, adică credeam că avem o discuție liberă. Nu, păi liber, ai vorbit liber și frumos. Am înțeles, dar nu contează, dar vroiam să zic așa, credeam că facem o mică... Discuție înainte. Discuție înainte, nu. Da. Știi că lucrurile spontane, până la urmă, sunt cele mai reușite. Da, și râzând de așa, da. Totul e pe aterizare astăzi, da. De ce? Dacă ai aterizat tu aici, am aterizat și noi, aici a aterizat și un elicopter. Și, elicopter, da, și iată că și trenul de aterizare totuși a funcționat. A funcționat, da, și în cazul acesta, da. Mulțumesc tare mult!